Județul Hunedoara este al doilea clasat la nivel național după Constanța în ceea ce privește potențialul turistic. În ultimii ani, eforturile autorităților locale și județene de a promova și de a scoate la lumină obiective turistice cunoscute sau mai puțin știute de către vizitatori încep să dea roade. Anual sunt sute de mii de turiști care vizitează principalele zone legendare din județ. Târgul European al Castelelor, eveniment organizat la Castelul Corvinilor din Hunedoara, a fost încurunat cu succes, iar standurile pe care județul nostru le-a avut, reprezentat fiind de mai multe obiective turistice, a stârnit curiozitatea vizitatorilor. Hunedoara este un județ cu potențial extraordinar și încercăm să-l punem în valoare cât mai bine se poate. Am venit astăzi la Târgul European al Castelelor cu brățări, gosoni, cu tot ceea ce este important pentru județul Hunedoara. Promovăm obiectivele Consiliului Județean, dar și celelalte obiective importante din județ, la un nivel cât mai înalt. De asemenea, am venit și cu aplicația mobilă a județului Hunedoara, pentru că, iată, toată lumea beneficiază de dispozitivele mobile, se descarcă și ai în telefonul mobil aplicația, ai toate datele și baza de date, ceea ce este foarte necesar pentru a deplasa în teritoriu și a vedea obiectivele care te interesează sau destinațiile care te interesează. Hunedoreanul Ilie Toma, deputat din partea Partidului Social Democrat, susține turismul de pe plaiurile natale și consideră că județul Hunedoara depășește multe dintre județele din țară la acest capitol. Totul respiră istorie, totul spune despre ceea ce s-a întâmplat în județul Hunedoara. Ca și potențial turistic pot să vă spun că la o evaluare națională, și vă vorbesc scriptic și oficial, din punctul de vedere al Comisiei de Industrie și Servicii, unde era și turismul, județul Hunedoara are al doilea potențial după județul Constanța, doar că n-a fost foarte fructificat în timp. Dar ați văzut că în ultimii 6-8 ani, să spun așa, județul Hunedoara crește turistic, județul Hunedoara depășește, așa din mers, multe din locurile fruntașe ale județelor turistice în România cu tradiție, dar e normal, pentru că aici avem românismul, aici s-a născut civilizația dacică și a fost dusă mai departe și mi-aș permite, eu știți că totdeauna am fost un luptător pentru ceea ce înseamnă România și românism, să spun, că mare parte din civilizația Europei a cam plecat de pe aici și au format state puternice și au uitat, să spun așa, despre originile și leagănul civilizațiilor lor. Care este destinația de suflet a dumneavoastră? Ar trebui să fie destinația oricărui român și se numește Sarmisegetuza Regia. De aici începe povestea neamului românesc, de aici începem cu toții povestea vieții noastre, suntem români și primul monument pe care trebuie să-l vizităm, într-adevăr, este Sarmisegetuza Regia, locul unde orice român trebuie să ajungă măcar o dată în viață.